Bună tuturor și bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Pentru clipul de astăzi am zis să vorbim despre produsele favorite din anul 2023 pe care le-am folosit constant și care nu mi-au lipsit deloc pe parcursul anului, spre care am întins mâna cel mai mult. Dacă mi-ați mai urmărit și alte clipuri de favorite, o să vedeți că unele dintre ele poate că se repetă. Dar eu sunt genul de persoană care în momentul în care găsesc un produs care să-mi placă foarte mult, îi rămân fidelă și nu prea mai sunt curioasă să mai încerc și altceva, așa că dacă se mai repetă anumite produse, să știți că într-adevăr sunt bune și că într-adevăr îmi plac. Nu am câte un produs pentru fiecare pas din machiaj sau pentru fiecare pas din îngrijirea părului, așa cum am zis, am ales strict acele produse cărora le-am rămas fidelă pe tot parcursul anului, pentru că mai sunt, poate habar n-am, la concealer, de exemplu, nu am avut același concealer mereu care să-mi placă și despre care să zic, da, domnule, ăsta e cel mai bun. De asta zic că nu am câte un produs așa pentru fiecare pas din machiaj. Dar hai să încep cu ceea ce mă pasionează pe mine cel mai mult, și anume parfumuri. Parfumul care mi-a încântat mie zilele anul acesta și care a fost fără doar și poate favoritul meu este Angel's Share. Este un parfum foarte popular, care a prins, de fapt, o foarte mare popularitate anul acesta și nici eu nu m-am dat înlături de la el. Pentru mine este unul dintre cele mai bune parfumuri pe care le am în colecție. E genul de parfum care îmi crește așa stima de sine, care mă face să am mai multă încredere în mine. Miroase a coniac, miroase a scorțișoară și chiar dacă nu are măr în componență, pe mine mă duce cu gândul la un strudel. Este un parfum gurmand, dar în același timp un pic lemnos, foarte sexy, foarte atrăgător și să nu mai zic că este o bombiță în adevăratul sens al cuvântului, pentru că este foarte persistent și are un siaj extrem. Bun, hai să trec la produsele de make-up și vreau să încep cu acest set de bureței de la Primark, pe care eu deja îl cumpăr pentru a doua sau a treia oară. Este un set care are 15 bureței și costă 4,50 lire. Foarte mult îmi plac acești bureței. Într-adevăr, îi prefer pe aceștia cu forma clasică decât pe aceștia, dar nici aceștia nu sunt răi. Pentru prețul pe care l-am plătit pentru acest set, să primesc atâția bureței și să fie și atât de bun, mi se pare cel mai bun deal. Aș putea să îndrăznesc să îi compar cu cei de la Beauty Blender, burețel pe care l-am și avut, l-am luat așa de curiozitate, pentru că an la rând am auzit atâtea persoane vorbind despre acei bureței, care sunt și scumpi, adică nu sunt niște bureței ieftini, să fim serioși. Și după ce am avut burețelul Beauty Blender, mi-am dat seama că, pentru mine cel puțin, nu justifică prețul. Într-adevăr, este un burețel bun, dar având în vedere că ei trebuie schimbați oricum o dată pe lună, ideal, hai să zicem o lună și jumătate, pentru mine nu se justifică cheltuiala. Și când i-am găsit pe aceștia, am fost atât de încântată. Inițial, luasem un set doar cu doi, că am vrut să-i încerc, să văd cum sunt, și m-am îndrăgostit. O bună perioadă i-am cumpărat așa, până când am descoperit că există și la set mare și un set de ăsta mă ține aproape un an. Avându-i la îndemână mereu, am și tendința să-i schimb mai des și, până la urmă, oricum nu e un lucru rău să schimb burețelul mai des, poate, decât e recomandat, pentru că, până la urmă, bureții ăștia îi umezești, îi folosești pe față și... Na, dar v-am zis, pentru mine sunt the best. SPF-ul pe care l-am folosit cel mai mult în 2023 este acesta de la Rimmel pe 20 cu SPF, cu factor de protecție 50 și este pentru piele sensibilă, nu are niciun fel de parfum, nu are, nu mai știu ce nu mai are, oricum ideea e că e pentru piele sensibilă și mai ales pentru ochi sensibili. Ăsta este printre singurele SPF-uri pe care le dau în jurul ochilor și nu mă ustură. Hidratează foarte bine tenul, dar fără să-l facă să lucească în exces, protejează și este și rezistent la apă. Chiar e unul dintre cele mai bune SPF-uri pe care eu le-am încercat. La cremă de față am o cremă de la Aven, dar vreau să fac o mențiune aici, și anume că în prima parte a anului am folosit varianta mai lejeră. Deci asta se numește Aven Hydrance Rich. Vedeți că scrie aici că este Rich. Și înainte eu am folosit varianta normală, care era mai lejeră, super, super hidratantă și aceea, dar când am descoperit-o pe aceasta în a doua parte a anului, m-am îndrăgostit de ea mult mai mult decât prima. Hidratează foarte bine, e o cremă de noapte, nu aș folosi-o neapărat pe sub machiaj pentru că poate fi un pic greuță, în sensul că e destul de grasă și mă gândesc că poate să afecteze felul în care arată machiajul, dar pentru cremă de noapte este minunată. Nu am avut niciun fel de reacție de la ea, merge super bine și am observat că în general cu produsele Aven merge destul de bine
Și chiar vreau să vă recomand această cremă dacă nu ați încercat-o până acum. Dacă nu vă plac cremele foarte grase, atunci orientați-vă către varianta mai lejeră, tot din aceeași gamă, că sunt niște creme super bune. Tot la categoria de hidratare intră și această mască de buze pe care tot așa v-am mai arătat-o eu de multe ori. Este masca de la Laneige. E o mască de buze pe care o folosești peste noapte, dar eu sincer o folosesc oricând simt că am nevoie, și zi și noapte, nu contează. Într-adevăr, noaptea aplic o cantitate mai mare și dimineața mă trezesc cu buzele foarte plumpt, așa, foarte fine, foarte catifelate, deloc crăpate, deloc, nu știu, zbârcite. Mă rog, sună urât, dar pentru mine, în continuare, este cel mai bun produs de hidratare a buzelor. Am mai tot încercat tot felul de variante, tot felul de balsamuri de buze de la alte branduri, dar mereu m-am întors la acest produs. La make-up, cel mai folosit BB cream de către mine a fost acesta de la Purito. Cred că vi-l arăt invers, cred că așa trebuie să vi-l arăt. Eu am nuanța 13 și este cel mai bun BB cream pe care eu l-am folosit vreodată. Datorită lui am și renunțat la fond de ten până de curând, când am descoperit un fond de ten care îmi place extrem de mult și ce-i drept, l-am cam neglijat pe acesta, dar pe tot parcursul anului l-am folosit pe acest Purito în continuu. Deci cred că anul trecut am trecut prin vreo 5 tuburi de astea și acesta e pe terminat. O să mi-l recumpăr, chiar dacă v-am zis, am descoperit de curând un fond de ten care îmi place super mult, dar nu vreau să îmi lipsească absolut deloc din colecție, pentru că este genul de BB cream care, deși este super lejer pe ten și nu arată deloc încărcat și nu se strânge aiurea prin locuri, arată impecabil pe ten. Pe lângă asta are și o rezistență super mare și are și o acoperire super bună. Știți că eu am un ten problematic, nu m-am ascuns niciodată treaba asta de voi. Și BB cream-ul acesta de la Purito mi-a sărit în ajutor de multe ori. Stați că eu am zis că am nuanța 13, am nuanța 21 de fapt. Nuanța 13 am avut-o prima dată și era mult prea galbenă pentru mine. Așa că da, am optat pentru nuanța 21. Iarăși un produs care cred că a mai fost în clipurile de favorite la mine este pudra de la Huda Beauty Easy Bake. Eu am nuanța Sugar Cookie, adică aceasta translucidă, și e deja a doua oară când o cumpăr. Sincer, nu prea mai sunt tentată să mai încerc și alte pudre, deși uneori sunt aproape de punctul de a da comandă de alte pudre, dar apoi stau și mă gândesc că pudra asta face exact tot ce îmi doresc. Minimizează porii și matifiază extrem de bine și matifierea aceea nu este una care să arate super fake. Matifiază tenul exact atât cât trebuie, cât să nu lucești, dar nici să arăți ca o coală de hârtie. Cam asta face această pudră și vreau să zic că un borcanel de ăsta ține extrem de mult. Eu am borcanelul ăsta, cred că de acum, de prin august, și mai are mai puțin de jumătate și o folosesc o grămadă. Apoi, mascara anului a fost aceasta de la Maybelline Sky High, care îmi place extrem de mult. Iarăși, am trecut și prin mascara asta, o mănânc ca untul pe pâine, nu știu cum să vă explic, că termin cam unul la lună și am tot cumpărat. Mereu pe acesta, pentru că genele au un aspect foarte frumos, le încarcă un pic, da, dar mie îmi place aspectul ăsta și mai mult decât atât nu mi se întinde sub ochi. Eu am o problemă, știți că îmi lăcrimează ochii și foarte multe mascara au această problemă la mine, că îmi curg sub ochi, însă aceasta absolut deloc. Două produse pentru sprâncene am, ambele de la NYX. În primul rând, acest gel de sprâncene, ăsta să văd cum se numește, The Brow Glue. Bine, el este de obicei transparent, doar că al meu s-a cam colorat de la fondul de ten care se ia pe periuță în momentul în care mă dau. Eu am avut o relație de love and hate cu acest produs, pentru că atunci când l-am cumpărat mi-a plăcut foarte mult, după o perioadă mi s-a părut că parcă îmi luceau foarte tare sprâncenele de la el. Și o perioadă nu l-am mai folosit, dar apoi am revenit la el și m-am reîndrăgostit de el. Nu mi se mai pare că îmi lucesc sprâncenele în vreun fel, mi se pare că arată super bine, le ține în loc fără să simți că ți usucă pielea în jur, cum mi s-a mai întâmplat cu alte geluri de sprâncene, că zici că aveam așa o peliculă de aia de peel-off, știți, când tragi așa cu totul. V-am zis, fixează sprâncenele în loc, dar fără să arate dubios. Și cel de-al doilea produs pentru sprâncene este o cariocă, Lift and Snatch se numește, tot de la NYX. Eu am nuanța Ash Brown
Și îmi place că desenează niște fire foarte subțirele. Bine, eu acum am dat mai tare ca să le vedeți voi pe cameră. Cam asta e culoarea, nu e nici prea roșie, nici prea rece, nu știu. E fix ce îmi place mie și e super rezistent și cu ajutorul acestei cărioși pot să desenez așa, să umplu golurile desenând firicele foarte subțiri și de ce îmi tot vine să zic gene, nu știu, sprâncenele arată chiar foarte, au un aspect așa mai natural. Paleta favorită pe care am abuzat-o tot anul trecut și continui să fac asta și anul acesta este această paletă de la Too Faced, The Natural Nudes, Born This Way The Natural Nudes, și are exact acele culori pe care eu le caut într-o paletă, marouri, rozalii, așa, pudrate, cam asta e, nude-uri în principiu, și, nu știu, din 10 des când mă machiez, de cel puțin 9 ori o folosesc pe aceasta. Fardurile sunt pigmentate, se blenduiesc ușor, unele dintre ele au fallout, dar hai să fim serioși, ce... Nu știu, e greu să faci o paletă în care nici unul dintre farduri să nu aibă măcar un pic de fallout. Și pentru mine, v-am zis, este paleta ideală. Chiar îmi place cel mai mult și cred că vă puteți da seama care culoare îmi place cel mai mult din ea. Iarăși, cred că un produs care a mai fost prezent prin clipurile mele de favorite este această paletă de conturi de la Essence. Eu am varianta 10 Lighter Skin. Îmi pare rău pentru cum arată, i s-a și rupt capacul. Ăsta e un lucru care nu prea îmi place la produsele Essence, că ambalajele în general cam lasă de dorit, pentru că se rup foarte ușor, cel puțin astea așa gen pudre, blush-uri, în fine. Eu, după cum puteți vedea, folosesc doar nuanța asta de aici și mi se pare nuanța ideală. Nu e nici prea rece, nici prea caldă, se blânduiește ușor, nu se aplică în pete și este un produs atât de ieftin. La fel, la mine asta cred că e deja a treia sau a patra paletă pe care am tot recumpărat-o, pentru că nu sunt curioasă să mai încerc nimic altceva, având în vedere cât de mulțumită sunt de acest produs. Într-adevăr, fac risipă că nu folosesc partea asta de aici, dar nu prea îmi folosește la nimic, sincer. Și la un moment dat încercasem să iau o variantă mai închisă, cred că 20 sau ceva de genul, v-am zis asta este 10, doar că erau mult prea închise și mă gândeam în ideea să le folosesc pe amândouă cumva, ambele farduri, dar am revenit tot la asta, pentru că e exact nuanța care mie mi se potrivește cel mai bine. Bun, mai am două produse de make-up și apoi termin. Am aici blush-ul meu favorit pe care l-am folosit tot anul, este acesta de la NARS, nuanța se numește Orgasm. Și el arată cam așa în interior. Eu am o variantă mini, dar uitați și voi, l-am folosit în prostie tot anul și nu s-a terminat încă. De asta nici nu, adică dacă ar fi să îl recumpăr, nici nu cred că mi-aș lua o variantă mare, pentru că nu am de ce să iau o variantă mare. Ele teoretic oricum expiră în 12 luni. Acum na, dacă nu-și schimbă mirosul, poți să o mai lungești așa un pic, dar nu văd rostul de ce aș lua o variantă mare. Acum, el vedeți că este un roz super drăguț, așa, un pic piersiciu, dar are și niște irizații aurii. Oare puteți voi să le vedeți? Nu știu, nu-mi dau seama pe cameră. Oricum, ideea e că are un sclipici așa subtil auriu. În lumină se vede, e un fel de 2-in-1, așa, un iluminator și blush, pentru că în lumină se vede foarte, captează foarte frumos pe obraz și îmi place super mult. La fel, se blenduiește ușor pe față, se amestecă ușor așa cu conturul și cu tot ce mai am eu acolo, cu pudra și așa mai departe. Și arată super natural, asta îmi place. Și ultimul produs de make-up este un produs de designer, cred că singurul din colecția mea sau printre singurele din colecția mea de make-up, dar este un produs care într-adevăr îmi place și pe care cu siguranță îl voi mai recumpăra. Este vorba despre acest gloss de la Chanel. Nuanța este 804, parcă avea și un nume, dar nu mai știu exact, mă rog, așa, îl găsiți? Sub nuanța de 804 și este acel roz perfect pe care eu îl caut într-un gloss. Și cred că se poate vedea că, na, e aproape pe terminate, adică nu l-am luat doar așa că, vai, e Chanel și l-am luat doar ca să mă laud că am un produs Chanel. Nu, în niciun caz, eu n-am fost niciodată adepta brandurilor, eu am fost adepta produselor. Dacă un produs îmi place, îl cumpăr, nu mă interesează brandul. Bine, acum vă închipuiți că nu îmi cumpăr genți la 5.000 de dolari că îmi place geanta respectivă, nu. Cu limită. Dar, într-adevăr, ăsta a fost un, cred că e cel mai scump produs de buze pe care îl am eu, a costat undeva la 35 de lire, dar cu toate astea l-am folosit pentru că îmi place cu adevărat. Îl port și în momentul ăsta pe buze, este exact acel roz subtil care
face buzele să pară așa, ca și cum ar fi, nu știu, ca de vată de zahăr în direcția aia de culoare. L-am văzut la o tipă pe YouTube și când am văzut cât de frumos îi stătea cu el pe buze, am zis ok, trebuie să merg să-l iau și eu, pentru că îmi place la nebunie. Și să știți că 80% din timp, când mă întrebați ce port pe buze, când am așa un glos rozaliu, și mă întrebați prin comentarii ce port pe buze, acesta este. Bun, un produs de demachiere care îmi este drag de ani, de zile, este acest ulei de la Simple. Acum, eu vi-l arăt, dar din păcate, din ce știu, în România nu se găsește. Deci, ăsta e un produs pentru fetele din UK. Mă gândesc, nu cred că se mai găsește prin alte... Sau poate se mai găsește prin alte țări din Europa, habar nu am. Dar dacă aveți ocazia să îl testați sau dacă sunteți în România și aveți pe cineva care vine din UK, rugați-i să vă ajute să vă cumpere măcar un ulei de ăsta. Deci este cel mai bun ulei pe care eu l-am încercat. La mine demachierea se întâmplă exclusiv în duș. Mă demachiez mai întâi cu acest ulei și apoi vin cu un ulei de curățare și tenul îmi rămâne perfect curat, fără nicio urmă de machiaj. Deci topește machiajul în 2 timp și 3 mișcări. Nu știu cum să vă explic. Este, v-am zis, cel mai bun. De asta îl folosesc în continuu de 5 ani de zile. Am mai tot încercat eu și uleiul de la Nivea, care e ok-uț. Mai încercasem de la The Body Shop acel balsam cu mușețel, dacă nu mă înșel. Se apropia, dar... ca performanță mă refer, dar având în vedere cât costă acela și cât costă acesta, clar întind mâna spre ăsta. Și ce mai încercasem? Mai încercasem un balsam, Clean It Zero, cred că se numește, și acela era bunicel, dar nu mi-a plăcut la fel de mult cum îmi place uleiul de la Simple. Deci, faptul că îl folosesc de 5 ani de zile în continuu ar trebui să vă confirme faptul că, într-adevăr, pentru mine este un produs excelent. Un produs pe care tot așa îl folosesc de vreo... de vreun an jumate, să zic, este deodorantul de la Wild, un deodorant cu produse naturale și, de altfel, cam singurul pe care eu l-am încercat și care, într-adevăr, a funcționat. Pentru mine este the best. Funcționează la fel de bine ca un deodorant obișnuit, doar că aici e bonus faptul că are ingrediente naturale, nu are aluminiu, nu are tot felul de prostii și o să continui să-l folosesc pentru că îmi place la nebunie. Aroma mea favorită este aceea cu bumbac și sare de mare. Miroase cel mai frumos, e super fresh așa și miroase acurat, dar v-am zis, pentru mine este the best. Felul în care el, dacă e pentru prima dată când vedeți acest produs, practic tu cumperi ansamblul ăsta, deodorantul în sine și înăuntru are rezerve pe care le înlocuiești și practic ai mereu acest holder, nici nu știu cum să-i spun, suportul pentru deodorant, acesta rămâne mereu același, dar tu schimbi doar rezerva dinăuntru și poți să schimbi aromele dacă vrei, dar v-am zis, eu mai mereu cumpăr aceeași aromă și anume aceasta cu bumbac și sare de mare. Pentru păr, am un ulei de păr pe care deja îl am pentru a doua oară și îmi place super mult, este acesta de la Londa, hidratează vârfurile extrem de bine, îmi place mult de tot, plus că și mirosul este... Oh, miroase așa, ca o prăjiturică, miroase a vanilie, a ceva super dulce și să știți că face treabă, chiar netezește părul și aspectul părului, eu de obicei nu-l aplic doar pe vârfuri, neapărat urc cu el un pic mai sus, pentru că se resoarbe destul de repede în păr, nu rămâne părul cu un aspect uleios, cu un, știu eu, nespălat sau mai, așa mai departe, nu. Se resoarbe super repede în păr și în același timp hidratează foarte bine. Și tot aici vreau să fac și o mențiune, n-am adus produsul aici, dar vreau să vă vorbesc despre uleiul de rozmarin, care pentru mine, într-adevăr, a dat rezultate. Într-adevăr, nu-l folosesc atât de des pe cât mi-aș dori sau pe cât ar trebui, îl folosesc odată cam la 2-3 spălări și ce fac e să îl aplic pe scalp, masez și stau cu el câteva ore, dar mare, mare grijă să nu puneți pe scalp ulei de rozmarin pur, nediluat cu nimic, pentru că o să vă ardeți scalpul. Poate la început nu o să simțiți cum că v-ar mânca pielea sau așa, dar în timp poate să ardă rădăcina părului, poate să... sau nu că să o ardă, să irite rădăcina părului și să scadă părul și să ai rezultate opuse față de ce ți-ai dori, el trebuie diluat neapărat cu un alt ulei. Eu îl diluam înainte cu ulei de in, cu ulei de cocos merge, cu ulei de jojoba, practic orice alt ulei și pun de obicei o treime ulei de rozmarin și două treimi alt ulei. În momentul de față am la baie un ulei care este deja diluat cu alte uleiuri, deci nu mai trebuie să-l diluez eu, dar să fiți atente la lista de ingrediente, că dacă apare doar uleiul de rozmarin, atunci trebuie neapărat să îl diluați voi cu ceva. Două produse mai am, unul pentru hidratarea corpului și poate o să vă pară un pic ciudat ceea ce o să vă arăt, dar eu pentru hidratarea corpului folosesc ulei
pentru bebeluși, de la Johnson's Baby. Ăsta este favoritul meu. Mai am tot încercat cu tot felul de creme, de unturi de corp, de, știu eu, loțiuni și mai știu eu ce, dar parcă cea mai mare plăcere îmi face să îl folosesc pe acesta, pentru că, unul, este foarte hidratant, super ușor de aplicat și intră repede în piele. Pentru mine astea sunt trei motive ca să-mi indice că un astfel de produs este bun, pentru că, în primul rând, să mă dau cu cremă pe corp, pentru mine este o corvoadă. N-aș ști să vă zic de ce, dar trebuie să o fac pentru că am pielea super uscată. Și atunci am găsit această variantă că uleiul de la Johnson's Baby este super ușor de aplicat, se și resorbe repede și hidratează și este favoritul meu. Asta este o butelcuță nouă, dar cred că am folosit vreo 2-3 anul trecut și v-am zis, ele sunt mai multe variante, adică, bine, nu sunt extrem de multe, dar asta este favorita mea. Are și un miros așa super plăcut, mă enervează capacul ăsta. Are un miros așa dulceag, floral, așa că dacă vă chinuiți și voi cu aceeași problemă ca și mine, că nu vă place să vă dați cu cremă de corp, dar totuși trebuie, încercați cu un ulei de baby. Și ultimul produs pe care vreau să vi-l arăt nu este niciun produs de beauty, niciun produs de make-up, de îngrijire, de skincare, n-are treabă cu toate astea, dar are treabă cu starea de bine. Mai am momente în care sunt super stresată sau când, nu știu, simt așa că mă sufoc de griji, de poate chiar și atacuri de panică, deși din fericire, bine, nu vreau acum să mâniez pe nimeni, dar din fericire n-am mai avut de mult atacuri de panică, însă în acele momente când simțeam așa că mă sufoc de stres, de anxietate, apelam la acest spray care se numește Rescue Remedy și este făcut din plante. El are un gust așa alcoolic, dar felul în care se folosește este să îl dai pe limbă, îl sprayezi de 3-4 ori. Atenție, nu în gât, nu dați cu el în gât dacă cumva vreți să-l cumpărați, dați pe limbă și apoi senzația aia, nu știu, gustul ăla alcoolic, aroma aceea, cumva simt că îmi calmează, nu știu, calmează toată situația, încep să pot să respir, nu știu dacă e doar placebo sau dacă el chiar funcționează, dar mie nu-mi lipsește acest spray de nicăieri, nici de pe noptieră, nici din geantă, când plec undeva îl iau mereu cu mine pentru că simt că într-adevăr mă ajută în astfel de momente. Din ce știu, în România se găsește pe Farmacia Tei, e posibil să, nu știu, poate să-l fi băgat și pe alte site-uri, dar eu l-am văzut pe Farmacia Tei și este de la această firmă, Bach. Ei au mai multe variante, au și picături pe care să le pui pe limbă, mai au și ceva așa într-o cutiuță de metal, dar nu știu sincer ce este, n-am fost curioasă să văd neapărat, pentru că eu mereu am ales spray-ul, dar să știți că au mai multe variante. Și astea au fost toate produsele favorite pe care eu le-am folosit intens în 2023. Vedem câte dintre ele vor mai rămâne pe parcursul anului 2024 cu mine sau dacă între timp găsesc și alte produse care să-mi placă ceva mai mult. Vă mulțumesc tare, tare mult pentru vizionare și nu uitați că ne revedem în clipul următor. Pa, pa!